Salut, Denis sunt. Ce să zic și eu despre tabăra asta, m-a lăsat masca. Eu am mai fost în tabere, lucrez cu domnul Ștefan de câțiva ani și am început, așa să zic, de la începuturi. Am luat problemele de la zero și am ajuns, mă rog, am și acumulat altele pe parcurs, dar am ajuns la nivelul de față să realizez cât de mult, cât de departe putem să ne ducem în străfundul problemelor noastre, cât de intens putem să trăim emoțiile pe care noi tot timpul ori le reprimăm, ori nu le conștientizăm și cât de mult poate omul ăsta să ne ajute. Dumnezeu prin el. Că el e detașat așa, smerit, e super cu minte. N-are nicio, nu își asumă niciun merit. Și Dumnezeu e cu noi, ce să zic. Adică nu prea ai ce să zici. Mai mult de atât. Niște experiențe oricum trăite la nivel de te lasă mască. Și pe mine nu mă lasă mască. Chiar așa orice, că sunt cam Toma necredincios. Mintea mea. Greu de liniștit. Și oricum, e extraordinar ce se întâmplă aici și să mergem cu Dumnezeu înainte, că numai El poate să ne mai rabde pe noi păcătoși. Doamne ajută să ne vedem cu bine.